Sunt, de când mă știu, un găsitor de comori. Dar nu din cele pe care le găsim și le vedem în muzee expuse. Lucrurile pe care eu le caut întrec cu mult valoarea pietrelor prețioase sau aurului. Ele există peste tot. De asta le și găsesc repede. Și găsindu-le, devin mai bogat. Comorile mă găsesc de fapt pe mine, ieșindu-mi la tot pasul în cale. Cum să mă fac că nu le văd? Și cum să-mi opresc eu sufletul să se îmbogățească pe seama lor? Fiindcă de o astfel de îmbogățire e vorba, despre suflet. Bună oară, recent, în ziua de Armindeni, mai precis, treceam cu mașina pe drumul din apropierea satului în care m-am născut și am văzut în depărtare două râuri îmbrățișându-se. Nițel altfel de cum se îmbrățișează oamenii, care mint de cele mai multe ori și își pun pe durata îmbrățișării sufletele la un loc, în vreme ce râurile respective chiar asta făceau, chiar și le puneau, devenind unul singur, continuând să curgă mai departe, spre Dunăre, cu numele unuia dintre ele. N-am observat, apropiindu-mă, că apa Telormanului să se întristeze vreun pic din pricina contopirii cu apa, la fel de puțin îngândurată, a râului Vedea. Și se mai mira cineva în afară de mine de îmbrățișarea celor două râuri? Nu. Venise cu mult înaintea mea acolo. Poate chiar cu câteva sute de ani acolo. Dar nu părea bătrână deloc. Verdele proaspăt al frunzelor o făcea să pară foarte tânără. O pădure, la fel de tânără ca mirarea mea, ce trecea dincolo de drumul pe care îl părăsisem. Întinzându-se până la biserica de pe deal și la fostul conac al boierului Racotă, pe deasupra căruia tocmai zbura o barză. În direcția pădurii în care eu mă aflam, încercând să aflu dacă există vreo legătură între cântecul cucului ce se auzea de pretutindeni, sufletul curgător al apei din apropiere, cerul înalt de deasupra, oile ce pășteau la poalele dealului și barza care venea spre mine, veneau într-una. Cum să nu mă simt eu bogat în preajma unor astfel de minunății? Pot depune și Vedea și Telormanul mărturie că în ziua de Armindeni am fost, timp de câteva ore, cel mai bogat om din lume. Dacă nu e de ajuns, pot fi întrebate și pădurea, și biserica de pe deal, și barza, și pomii, și pomii înfloriți, și cântecul cucului, și mai ales cerul. Oare cum ar putea fi tezaurizate toate astea? Sau măcar cântecul cucului? M-aș mulțumi când mi-e dor de acasă și de primăvară numai cu cântecul cucului. Dacă stau bine să mă gândesc, datorez norocul de a fi foarte bogat chiar faptului că îmi e dor. Dorul, exact, dorul e cel ce mi îmbogățește sufletul mereu. Ștefan Mitroi.